Domnilor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi discutăm despre sondajul național, calitatea vieții, probleme sociale, care a fost făcut, datele care au fost făcute publice pe parcursul zilelor trecute, despre nivelul de trai, despre relațiile Republicii Moldova cu alte state. Vom încerca să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi, împreună cu Valentin Beniuc, profesor universitar rector Rim, Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii seara. noastre și Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Reflector Analitic. Bună seara. Domnule Beniuc, prima întrebare este inspirată în totalitate din acest sondaj național la care am făcut referire în introducerea emisiunii. Ea sună în felul următor. Credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție corectă sau greșită? Greșită. Dacă ați fi fost întrebat în care categorie vă includeați, pentru că 80,2% din concetățeni, din respondenți, mai bine zis, au zis că uh, mergem într-o direcție greșită și doar 7,9% zic că lucrurile sunt în direcția bună. Vă rog. Eu aș fi uh, solicitat încă o, înc -o rubrică acolo, da. ca să pot răspunde că uh, treburile merg pe alăturea. Din noi, din viața noastră, este o întrebare tradițională care uh, da. perindează din sondaj în sondaj. Uh, mă rog, ea relevă ceva din viața și traiul nostru. Dar este arhic. de ce eu spun așa? Pentru că este arhi cunoscut că noi trăim foarte și foarte greu. Și lucrurile nu merg în direcția care ne aduce la o situație, să-i spunem așa, de viață mai bună. În sensul ăsta, întrebarea aproape că este banală. Asta ar trebui să dea de gândit clase politice? Sau? Păi, clasa politică știe mai bine decât cei care au făcut sondajul că uh, lucrurile merg într-o direcție, într-o direcție nu chiar atât de bună, dar întotdeauna cei care se află în terenul puterii greu observă ce se face în jur și este o chestiune psihologică uh, bună, care se înregistrează, nu pur și simplu că își dorește cineva. De ce? Așeșterea unor fotbaliști care fac jocul și nu chiar văd bine, să fie și ei acolo, sunt închipuim pentru un moment, să fie și ei pe tribune să-și vadă jocul dintr-o parte, probabil că și-ar redresa din multele greșeli care le fac. Asemenea, cei care sunt la putere și-ar redresa, și redresa și ei greșelile care le fac, ele sunt foarte multe și tragice. Dacă s-ar vedea uh, dintr-o parte. Dar puterea vorbește, Ea vorbește, ia să observați cei care sunt acum la putere cum ies la ecran și spun că uite, noi, în sfârșit noi am început să facem bine. Da, de o an de zile, dar e că facem bine. Ei sunt conviști de, de chestiunea asta. Domnule Bolnițchie, de fieră optică. Eu își zice că orice întrebare și orice răspuns sunt bune atât timp cât generează consecințe. În cazul de față, noi nu putem vorbi despre careva consecințe, ori toate sondajele făcute, cred că minimum în ultimii 8, 9, poate chiar 10 ani, arată că populația este nemulțumită în mare parte de cum merg lucrurile în țară, de direcția în care merge țara în întregime. Însă, paradoxal, de fiecare dată acest lucru nu pare să deranjeze guvernarea. Și nu vorbesc doar de guvernarea actuală, vorbesc și de guvernele precedente, pentru că asemenea indicatori sociologici i-am avut și anterior. Prin analogie, nu avem de-a face doar cu o, o insatisfacție a populației în raport cu nivelul de viață din Republica Moldova. Avem și indicatori sociologici demografici care arată tendința absolut periculoasă, primejdioasă pentru viitor Republicii Moldova. Și cum că zilnic din țara noastră pleacă 106 persoane pentru totdeauna. Da, A potrivit lor oficiale, așa. Da, este. sunt date oficiale și nu e vorba doar de sondaje. <gri> <gri> și de ce pleacă acești oameni? Iarăși revenim la sondaje, pentru că ei sunt nemulțumiți de calitatea vieții în Republica Moldova. Paradoxal, în alte țări, în țările cu, cu democrații mult mai funcționale decât în Republica Moldova, omul nemulțumit de ceva încearcă să schimbe starea de lucruri, inclusiv prin implicare, prin implicare politică. Moldovenii aleg să părăsească țara și aceasta arată că ei nu au încredere nici în prezentul și nici în viitorul țărilor lor. Și aceasta este o mare, mare tragedie. Vorbeam de optică, ați întrebat de optică? Da, eu cred că guvernarea și nu doar actuală, ci și fostele guvernări, poate și viitoarele guvernări, ar trebui să trateze mult mai responsabil toate aceste cercetări sociologice. Bine, atunci când se face... Ele reprezintă un semnal? Mă scuzați că mă întrerup. Sigur că da, ele, ele, reprezintă o tendință, reprezintă de fapt o stare de spirit a societății și dacă atunci când se vorbește despre sondaje prin prisma cercetărilor politice se zice că uite se fac niște manipulări, că uite nu ar corespunde adevărului, eu nu văd care ar fi interesul să se manipuleze cu indicatori Sociali, cu indicatori economici, cu indicatori demografici. Prin urmare, dacă puterea nu vrea să ia în calcul partea politică, cel puțin cea socială și economică trebuie să o ia în calcul. Domnule Beniuc, există interdependența între politic și economic? Să pornim de la ultima teză anunțată de domnul Volnițchi. Da, interdependența asta este de când, Evidentă, da? de când lumea. Sigur că ea este, și cei care fac studii în domeniul ăsta, în domeniul economiei, numai decât își fac instituții de cercetare sau, de instruire economicul legat cu politicul și inversul. Deci politologia în, în Occident niciodată nu este de una singură, este conectată la problemele sociale, care spunem noi că se numește sociologie sau știința despre societate la problemele economice, la econometrie și așa mai departe. Lucrurile sunt uh, destul de legate între ele. Uh, în sensul ăsta, ce vreau să zic? Așa mai la cotidian, da. uh, noi încercăm să vorbim de multe lucruri, precum și în sondajul ăsta. Sunt abordate mai multe, uh, uh, mai multe domenii și sunt, eu sunt convind că măsurările sunt foarte și foarte binevenite bune și cifrele sunt plus minus relevante, exacte ne? și relevante dar despre, vorbind vorbim despre știință, vorbim despre educație, vorbim despre viitorul copiilor noștri, vorbim despre uh, multe alte chestiuni, totul uh, sunt legate de uh, dezvoltarea economică a țării. O economie la noi este nu pur și simplu la pământ, dar economia ca structură și funcționalitate e cam nu există. Este un fel de supraviețuire și preocupație a oamenilor cu cei ce pot să fie preocupați. Lucrurile astea nu spus într-un într patern așa ca să sape tot în adâncul succesului. Deci, multe lucruri se produc întâmplător pentru că am pornit cândva de la teza, economia de piață, ea dictează uh, uh, prețurile, inclusiv și prețul vieții, uh, ea dictează. Tot oamenii se vor orienta, vor intra. Domnule, cumva... Bine, supraviețuim datorită <coughs> remitenților, creditelor, inclusiv internaționale? Noi supraviețuim că ne-am ne învățat să trăim greu. Eu, la vârsta mea, de când mă țin eu minte, noi în satul în care ne-am născut, în Moldova asta da. a noastră, din anii, hai să spunem așa, 50, lumea a trăit greu. O trăit greu și până la anii 90. Era o mic, un mic clivaj social care își ducea o viață o mai funcționar, ceva mai de acolo, de la centru raional, ceva de, de, la o conducere mai sătească, dar restul care prestau servicii la stat, dar noi toți prestam, ori la colhoz, ori la căile ferate, ori, lumea trăie foarte greu. Dar era oarecum o viață, cum s-ar spune, veselă. După anii 90 s-au început și grija de ziua de mâine. Noi, eu mi-aduc aminte că chiar fiind student, nu mă gândeam la ziua de mâine, nu mă temeam de ziua de mâine, iată ce, eu mă gândeam la ziua de mâine, dar nu mă temeam. După anii 90, la începutul anilor 90 și după, lumea a fost marcată foarte serios de teama de ziua, zile de mâine. Ce va fi mâine? Eu cu ce o să-mi hrănesc copilul? Pentru că din puținul care a existat până la 90, se făcea un fel de, de restribuție în fel de distribuție între copii, necesități, chestii, cei mai mari, cei mai mici, îmbrăcăminte și se trăia foarte greu, dar nu era frica de, de ziua de mâine. Mm. În anii 90 a apărut frica asta, ia, care îi obsedează pe oameni și până în prezent. Două lucruri mari, sărăcia și frica de ziua de mâine. Domnul Volinschi, spuneți-mi, vă rog, la întrebarea dacă e, sunt mulțumiți sau nu de viața pe care o aveți, foarte mulțumiți au răspuns doar unul între 5 din respondenți. Nu vi se pare că este un paradox în contextul în care numărul milionarilor în Republica Moldova a crescut? Cât este de straniu aici, vreau să, să deschidem parantezele, să rămânem în această albie? Sigur că da, este un paradox, dar totodată acest paradox poate fi și explicat. Și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la faptul că în Republica Moldova de lângă faptul că atestăm un decalaj enorm între clasa bogaților și clasa celor foarte săraci mai testăm și lipsa totală a clasei de mijloc. Iată anume această lipsă a clasei de mijloc și creează percepția respectivă. Avem oameni foarte bogați și acești oameni foarte bogați sunt un procent, două din populația țării și restul sunt oameni care trăiesc în mare parte la limita existenței conform unor studii sociologice nu mă refer la anume la acest studiu da. dar alte date pe care le-am consultat puțin mai înainte, noi avem peste 40% din populația țării care trăiesc sub limita minimului de existență. Alte aproape 40% sunt undeva prin apropiere. Prin urmare, avem 80% din populația țării pe care noi o putem considera foarte săracă, niște oameni care, într-adevăr, cum spunea domnul Beniuc, trăiesc cu gândul, cu teama zilei de mâine, nu știu ce vor avea mâine, dacă vor avea ce mânca ei, copiilor, și evident că pentru acești oameni, mult mai puțin contează nu știu fenomene mai globale, cum ar fi dezvoltarea economiei, calitatea clasei politice și așa mai departe, pentru că grijile lor sunt de un nivel mult mai redus. Ce mănânc eu mâine? Răspunsul la întrebarea respectivă reflectă exact starea de spirit și condiția existențialistă numărul unu a acestei categorii, acestei mari categorii în Republica Moldova. Da, dar în același timp, tot acest sondaj ne demonstrează faptul că, într-o măsură relativ mică, îi interesează pe concetățenii noștri viața politică. Asta e și eu exact ceva mai înainte spuneam acest lucru. Este un paradox, dar de obicei într-o țară atunci când cetățeanul este nemulțumit de ceva, când cea mai mare parte a cetățenilor sunt nemulțumiți de ceva, ei aleg să se intereseze mai activ de politică, pentru că ei înțeleg că politica este acel procedeu, acel instrumentariu care le oferă premisele necesare pentru schimbarea calității vieții. În Republica Moldova, din contra, oamenii, având această libertate de a călători liber în spațiul european după liberalizarea regimului de vize, aleg să plece, să devină consumatori de bunăstare în alte țări, unde au creat, a creat această bunăstare altcineva, nu ei au creat-o. Ei aleg, de fapt, cea mai ușoară cale. Nu știu dacă pot fi condamnați pentru acest lucru, pentru că e în firea omului de fiecare dată să aleagă soluția cea mai ușoară. Iar cea mai ușoară soluție, în condițiile în care tu ai de ales, fie să muncești, să construiești la tine acasă, fie să te duci undeva unde cineva deja a construit, totul evident că alegea două soluții. Și eu revin și spun, probabil e un paradox, probabil Moldova e unica țară în Europa în care marea majoritate a cetățenilor sunt consumatori de bunăstare, dar nu creatori, nu oameni care contribuie la formarea acestei bunăstări. Domnule Beniuc, vorbim despre viață politică, despre participare la alegeri și pentru mine a fost o surpriză să văd această cifră atunci când au fost întrebați dacă s-au organizat alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, dumneavoastră dacă ați merge la vot. 47 întreg și 7% au zis că sunt absolut sigur că m-aș prezenta și 21% sigur că m-aș prezenta. Acest lucru vine să dărâme starea de lucruri anterioare atunci când am avut absenteismul la vot, am avut nevalidarea alegerilor. Cum s-ar explica? S-ar explica oamenii vor ei cumva să, să, contribuie. să, de, da, să contribuie la momentul când le oferă posibilitatea să decide ceva. Dar nu se va dărâma nimic așa esențial și nu se va crea de urgență nimic bun. Pentru că noi vorbeam de economie. Da, Uitați-vă, noi vorbim și eu am început să duc da. gândul ăsta, l -am, l -am, da. oarecum l-am dosit. Uh, <coughs> noi vorbim despre locuri de muncă. Locuri, numărul locurilor de muncă depinde de nivelul de dezvoltare a economiei. Iată aici eu am o, o, o asta -ia ca să vină ceilalți care au plecat acasă, să vină ce ar trebui, locuri de muncă, salarii mai bune, dezvoltarea economiei, cu toate că dezvoltarea economiei condiționează toate celelalte puncte și așa mai departe. Deci, economia e tot, pentru că noi avem, am avut cel puțin până, până nu de mult o pozitere de absolvenți care nu se puteau încadra în câmpul muncii și plecau pe De Deci, economia e slab dezvoltată. Ori economia este nu doar producerea bunurilor, dar și condițiile de producere a bunurilor. Am în vedere infrastructura. A noi trebuie să fie uh, unități de producere foarte și foarte multe care necesită necesită și ingineri, dar și oameni care gândesc politic foarte clar pentru că... Schimbăm uh, și clasa politică? Nu. Schimbăm și clasa politică. Dar bun, da. m-ați întrebat dacă oamenii politicul vor participa și sunt capabili să răstoarne situația spre mai bine, hai să spunem așa, sunt drept da, mai da. mai spre mai bine. Nu Aici, după ce te-a spus dumneavoastră, sunt vreo 60 și ceva de procente. Ăsta este un procent bun și totodată frecvent la toate alegerile, practic, când lumea participă la. Pentru că ea trăiește cu speranța, cu speranța trăiești. Și atunci când vine momentul ăsta alegerii, oamenii. Uh, cam s-au epuizat, dar speră că vor alege pe cei mai buni. Uite, cei care au trecut sunt trei, iar aceștia care vin, îi alegem că poate ei vor face, vor face ceva mai bun. Iată tendința asta ea spre mai bine. Uh, îi face pe oameni de fiecare dată să iasă, uh, să iasă la alegeri. Este și procentul respectiv de absențe politic, când oamenii nu prea s-au săturat de toate. S-au săturat pentru că după zeci de proteste, oamenii ăștia tărâți prin străzi și zeci de kilometri prin jurul Chișinăului și așa mai departe, nu s-au ales până în, prezent cu nimic. Cu nimic nu s-au ales. În sensul ăsta, și bine că sunt peste 60% oameni deciși, foarte deciși ca să vină asta. Deci speranța moare ultima, să sperăm. Domnule Beniuc, în următorii 5 ani putem readuce concetățenii noștri acasă? Cum? Nu. În primul rând, este o parte din. E o chestie oamenii... reală când vorbim că, iată. Nu, nu este real pentru că o parte, o mare parte din oameni au staționat acolo pentru toată viața lor și pentru generațiile care vor veni după ei. Au simțit că ăsta este locul lor și noi nu trebuie să-i judicăm aspru că și-au lăsat țara și s-au corgolit acolo unii, s-au ploșit acolo unii sau. sau au, au. în țara de, de, de reședință. Da. Asta e în primul rând. În al doilea rând, în al doilea rând, eu sunt pentru acei cei care au câștigat un ban acolo să vină să investească aici. Dar apare iarăși problema, guvernarea ar putea ca să, cândva, măcar peste 5 ani de zile, cu o perspectivă de încă vreo 5 ani încolo, ca să creeze niște condiții unde omul venind cu 100.000 de euro să-i poată investi aici, ca peste 2-5 ani de zile să primească cele 15-20% de, de, venit, care respectiv va fi reinvestit, dacă va fi. În sensul ăsta, ce trebuie de la guvernarea asta? Trebuie ca ei să înainteze un program foarte și foarte serios de dezvoltare economică a țării. Fără de asta nu vor fi nici universități, nici perspectiva dezvoltării nici țării, țării ca atare, statul ca atare, sper din în, hăuista ea al inexistenței unui strategii de dezvoltare economică, de ajustare economică a țării și de dezvoltare ei. Economia este baza, ți întrebat ce este. Iată, politicul, cel care este la guvernare, să, să se angajeze în elaborarea unor concepții și strategii de ajustare a economiei țării și dezvoltarea acestei economii. Noi ce facem? Iarăși, cu ăștia, încolo sau încoace. Da, ajungem să discutăm. Și discutăm, acest dar eu vreau să spun că dacă ne legăm de ceva și nu de interesul țării, care rezidă inclusiv și în special în dezvoltarea economică, atunci noi vom îmbla cu, cu sâta asta din camară în camară și mâncarea bucatele, nu le vom uh, face. Domnule Volnițchi, schimbăm clasa politică? Dacă da, cum? Cred că e posibil, dar pentru mine este foarte interesant ceea ce ați spus dumneavoastră referitor la procentul de da. participare la următoarele alegeri. Știți, eu, din discuțiile cu mai mulți sociologi, inclusiv cu operatori care colectează datele în cadrul sondajelor de opinie, am depistat un element foarte și foarte interesant. Este o mare neîncredere a omului față de cei care realizează sondaje de opinie. Și de multe ori, după cum îmi spuneau respectivi operatori, ei se prind la gândul că omul minte. Mai ales dacă confruntăm aceste date cu ceea ce se întâmplă ulterior și vedem că de multe ori nu prea coincid ce nu prea coincide ceea ce declară omul în sondaje și cu rezultatul care îl colectează ulterior în practică. De ce omul minte? Din instinct de autoconservare, nu pentru că îi place să mintă. El percepe colectorul de informații. Oricare informație nu ar fi vorba, el îl percepe ca pe un reprezentant al puterii. Și consideră că dacă eu voi oferi un alt fel de răspuns care nu va plăcea puterii, uite agentul puterii va raporta cu ei trebuie și mă voi confrunta după aceasta cu probleme. Prin urmare, el zice ceea ce crede că se așteaptă să zică el. Dar, în realitate, procedează altfel. Eu nu aș fi atât de optimist vis-a-vis -vis de acest um, procentaj pe care l-ați anunțat că da? ar, uh, ar participa oamenii la următoarele alegeri. De ce zic acest lucru? Pentru că, însă și esența alegerilor, însă și forma și conținutul democratic al scrutinului parlamentar și a cam pierdut, nu știu, logica în Republica Moldova. Uitați-vă ce am avut la ultimele alegeri parlamentare. Cred că suntem unica țară din Europa, dacă nu chiar din lume, în care guvernează, având majoritate aproape că constituțională, formațiunea de pe locul 4. În aceste condiții, omul are tot dreptul să se întrebe, dar ce sens, ce rost are să mai merg la alegeri dacă oricum se va guverna așa cum va vrea sau cum va decide altcineva? Domnule Vălnițiu, dar care este metaforic zis, durata de viață a omului politic? Când nu. îi trimitem în istorie? Cu siguranță durata de viață în Republica Moldova, cel puțin, a unui om politic, a unui proiect politic, este două cicluri electorale. Fie că aceste cicluri electorale durează 5-6 ani, în cazul în care avem și alegeri anticipate, fie că e vorba de două cicluri complete, 8 ani. Spun acest lucru atât de sigur pentru că sunt autorul istoriei partidelor a Republicii Moldova și am examinat acest lucru pe viu. Nimeni nu rezistă mai mult de două cicluri electorale. Nu au rezistat nici comuniștii, nu au rezistat nici cei care au luat puterea în 2009. Forma de guvernare care o avem acum și care și are rădăcinile undeva în 2009, cineva zice că este un fel de excepție pentru că dacă privim mai încolo, așa are rădăcinile și până la 2009, dar de regulă e vorba de două cicluri electorale. Dacă e să judecăm din acest punct de vedere lucrurile, despre actuala guvernare se poate de spus că deja și-a trecut ciclurile electorale și logica am putea presupune că următoarele alegeri ar putea aduce schimbarea. Însă, repet, exemplul ultimelor alegeri parlamentare mă face să privesc puțin mai altfel la această regulă nescrisă a politicii moldovenești. Domnule haideți să discutăm despre încredere politică, haideți să vedem care sunt actorii care se au cea mai mare încredere politică și potrivit acestui sondaj, președintele țării și Maia Sandu se dovedesc a fi lideri, președintele Dodon cu 17 și 3 și cu un decalaj, aș zice, de 13 puncte, practic este Maia Sandu, 4,8%. și 8. Acest lucru ar putea să se păstreze încă din în campanie electorală, fiind concurenți? se mai păstrează anumite dividende politice? Oamenii la noi încearcă să, să creadă. Să creadă. încearcă să creadă, pentru că ca să nu crezi ca să nu creze în viață, este foarte, foarte greu. atunci, atunci devii foarte cinic și fără nicio... Este foarte greu să fără ca să crezi. Și este foarte bine. Iată, cineva Cineva, se, se, uh, cineva crede în, uh, în liderii politici. Domnul Dodon Sandu uh, aici văd că este fixat Voronin, Filipu, Filipus Satnăsta da. și alții, dar cu un procentaj mult mai mic, uh, mult mai mic sau foarte și foarte foarte mic. Deci uh, bun. <coughs> Eu, poziția mea este clară, eu l-am susținut și îl susțin pe domnul Igor Dodon, președintele țării și îl voi susține pentru că în viziunea mea el este cel care va va realiza proiecte concrete în ceea ce privește consolidarea statului, iar fiind un economist foarte bun, iar în viziunea mea economia este baza tuturor celor care vor fi realizate în proiectele respective. În sensul ăsta, eu nu doar cred, dar și socot cu, cu mintea, cu abordările, că Igor Dodon este cel care va ridica cumva țara din, din, din genunchi. Așa reișând din energia lui politică, din capacitatea lui de a face, a realiza. Din situația grea în care el se găsește acum, dar, găs dar uh, caută să-și ajusteze ordinea de zi și o agendă oarecare, el este într-o situație foarte complicată, dar spre nenorocirea celor care îl invidează și au opoziție, el uh, face foarte multe lucruri uh, în uh, raport cu chiar și cu agenții economici. În situația asta complicată, În legăturile cu Rusia ele sunt foarte și foarte, care stărui, asupra cărui el stărui, sunt foarte și foarte relevante în ceea ce privește exportul, dezvoltarea economiei. Sunt niște lucruri foarte slab palpabile, dar ele sunt. Atunci, probabil că în mintea omului le cărește întrebarea, domnule, dacă îi se va da mai multe împuterniciri, mai multe posibilități. Evident că gândește el, mă gândesc eu, că gândește omul, așa că uh, va face lucruri și mai nobile și mai bune și mai frumoase și mai evidente și mult mai um, uh, palpabile. În sensul ăsta, mă bucur că 15 sau 16% de, din uh, respondenți sunt uh, uh, categoric uh, pentru susținerea uh, președintelui. La Maia Sandu sunt doar 46. Doar 46, deci sunt mai mult de cei care pendulează. Uh, de ce? Pentru că Maia Sandu Dar este a... destul de mare. Între ei. Da, dar dacă sumăm cei oarecare susțineri și îl susțin total, atunci raportul ar fi undeva 32-33 la 16-17%. Deci, practic, în jumătate. În jumătate. Dar Maia Sandu uh, au ocupat, mă rog, eu nu persoana Maia Sandu, judec judic poziția dumneavoastră ca politician. A da. ocupat o poziție, hai să spunem așa, în situația asta foarte convenabilă. Deci ea nu are cum să facă ceva să demonstreze capacitatea ei de organizator manager și așa mai departe pentru că nu are cum, nu este la putere, dar totodată ea este în faza a doua acțiunii. Deci în față apar altcineva, Stasi sau altcineva, iar ea este undeva în umbră. Dar ea poate consolida opoziția? Uh, nu, nu știu ce poate. Doamna Maesandu încă nu poate nimic pentru că urmează să demonstreze. Va putea să consolideze sau nu. Dar judecând după, după loviturile verbale pe care le face e, eu mă îndoiesc în faptul că va consolida opoziția. Este, foarte, este un politician foarte aprig la cuvânt pentru că în cei care încalcă legea nu este neapărat să-i să, -i, să -i înjosești cu cuvintele. Este neapărat să apelezi la lege și să aplici la legea. De drept, da. da. da, Deci, nu cuvintele tăioase a lui Maia Sandu sunt relevante în ceea ce privește lupta împotriva corupției sau consolidarea opoziției. Eu mă rog, da sunt probleme, da. Domnule Volnițchi, pentru ce partid nu ați votat nici într-un caz? Au fost întrebați respondenții, Partidul Democrat 37 întreg și 1, Partidul Liberal 36 întreg și 8 și Partidul Comuniștilor 22 întreg și 4. Ele urmează să dispară de pe ieșicherul politic din Republica Moldova? Sau se încearcă a face unele resuscitări? În cazul pd ului apropo, da. dacă dacă ne referim anume la aceste trei partide, ele toate trei reprezintă puterea care a fost exercitată în Republica Moldova de la 2000 încoace. Din 2001 până în 2009 au fost comuniștii la putere, după care din 2009 sub diferite forme și cu o mică pauză liberalii, democrație constant din 2009 încoace, probabil se are în vedere și Partidul Liberal-Democrat, care de la 2009 încoace o perioadă anume a exercitat puterea în Republica Moldova, de fapt până la începutul anului 2016, sfârșitul anului 2015, prin urmare acesta putem considera că este un vot de neîncredere consolidat, acordat tuturor celor care în ultimele aproape două decenii au condus Republica Moldova. Acum, dacă e să vorbim despre șanse, evident că ele nu pot fi măsurate toate cu aceeași unitate de măsură. În cazul democraților, chiar dacă ei exercită puterea, chiar dacă avem această neîncredere sporită față de Partidul Puterii și chiar dacă. și avem Chiar dacă s-a mărit și fracțiunea. Asta e, asta e și dacă chiar avem 80% din populație care este total nemulțumită de direcția în care merge țara, de cum evoluează lucrurile în țară, eu cred că acest partid are șanse mai mari decât comuniștii și liberalii de a supraviețui politic. Și când spun acest lucru, am în vedere cele patru componente de bază care joacă un rol important pentru oricare forță politică. Este vorba, în primul rând, despre resursele administrative, 2 resursele mediatice, trei resursele financiare, patru resursele umane. Acest partid cred că este pe primul loc în, din toate partidele de Moldova la în capitolul resurse, cele patru categorii de resurse menționate și folosind toate aceste resurse, putem admite că undeva va fi la limită, va supraviețui și chiar va încerca să participe la jocurile post-electorale. Întrebarea este acum, i se va permite acestui partid să participe la jocurile post-electorale? Și este o, o întrebare fundamentală, mult mai importantă chiar decât rezultatele viitoarelor alegeri parlamentare. Pentru că PD-ul a demonstrat deja că dacă îi se întredeschide cât uși de puțin ușa și intră pe această ușă, el devine stăpân în întreaga încăpere. Prin urmare, pentru a, ca PD-ul să nu mai facă parte din viitoarea guvernare, este foarte important fie ca un partid, în cazul de față vedem că socialiștii au șanse să obțină majoritatea, fie să se formeze o coaliție din care nu ar face parte PD-ul. Și atunci am revenit la întrebarea dumneavoastră despre șansele de supraviețuire. El va trece în Parlament folosind cele patru resurse, așa presupun eu și nu numai eu, mai mulți cunoscători ai fenomenului politic, însă în momentul în care îi se va închide ușa spre guvernare, evident că acest partid va intra în declin și va dispărea. Însă dacă îi se va lăsa o câtuși de mică portiță spre a accede la guvernare, el de nou va acăpara întreaga încăpere și de nou va crește până la proporțiile poate chiar și actuale. Sunt lucruri foarte importante și nu am exagerat deloc când am zis că sunt mai importante răspunsurile la aceste întrebări chiar decât însuși rezultatele viitoarelor alegeri parlamentare. Ceea ce nu putem spune despre comuniști și liberali despre care ați întrebat, sunt două partide în declin evident și ele nu pot spera că minunile se vor întâmpla peste noapte. Ele își pot redresa situația prin măsuri radicale. Întrebarea este dacă liderii acestor partide înțeleg acest lucru și dacă da... Eșecul se datorează liderilor? Cred că da, în mare parte liderilor, pentru că deciziile în politica moldovenească, ne-am deprins noi să zicem că le iau organele colective de conducere a partidelor, nu este așa. Deciziile de obicei le ia o persoană sau un grup de persoane, foarte restrâns, liderul și câteva persoane din alții. Să înțeleg că ajonsă. este corectă această percepție, partidul se identifică cu liderul și viceversa? Da, da, în Republica Moldova avem partii de oameni și din păcate nu se poate, nu putem spune că ar exista careva tendințe de schimbare a situației. Să luăm chiar noile partide, Partidul Acțiune și Solidaritate. Dacă o dai într-o parte pe doamna Santu, din partid nu rămâne nimic. Din acel partid pe care mulți îl văd acum, poate pe primul loc în preferințele electoratului de centru-dreapta, pro-european, nu rămâne absolut nimic. Este următoarea întrebare, tocmai aici, ajunge. Domnul Beniu dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid ați votat A fost întrebată lumea. Partidul socialiștilor 25 și 9 și Partidul Acțiunii și Solidaritate 12 întreg și 2. Urmând celelalte care poate nu trec pragul electoral. E posibil un, un viitor scenariu politic sub această formă? Da, păi ăsta și va fi uh, uh, scenariu politic care se va consolida, dar uh, prea mult timp este până la un an, într-un alt de zile se va schimba multe. Și aici Partidul socialiștilor are un mare plus și, în acest, în acest sens, sunt și niște minusuri. Marele plus în ce constă? Că sunt doi parteneri, este președintele și, însuși, Partidul Socialiștilor. Deci, ar fi un dans în doi. Dacă cineva din acești doi parteneri pică, atunci trage toată construcția asta de tandem în, în jos. Ambii trebuie să fie la nivelul respectiv ca să se susține, Să ca corespundă așteptărilor. ca să se susțină unul pe altul ca într-un dans. Ca dansul ăsta să fie frumos. Am în vedere perioada, am în vedere perioada electorală. Deci, acestea sunt două figuri care trebuie să se ajute unul pe altul. Eu sper că așa va fi. Și minusul, vă spun că dacă cineva, cum s-ar spune, are, are, are unele uh, piedici, metehnici și așa mai departe, se răsfringe imediat asupra celui de-al doilea. Un moment. Al doilea moment, sunt 25% din toți cei care. dar din cei care sunt deciși, sunt peste 50%. Deci nucleul ăsta este absolut, uh, absolut uh, clar, este un nucleu uh, foarte dur, hai să-i spunem așa. Uh, și în sensul ăsta, scenariul uh, cred că se va. Uh, se va realiza cel care l-a spus dumneavoastră și chiar peste o an de zile. Dar aici dansul trebuie să fie foarte și foarte grațios. În primul rând. În al doilea rând. Da, într-adevăr, iată cum spune domnul Bolnițchi, dacă uh, piesa Maia Sandu uh, o detașează de la ceea ce se numește construcție de partid, acolo nu rămâne uh, nimic. Și uh, la întrebarea de ce uh, viața politică este atât de scurtă la noi în Moldova. Pentru că toate partidele sunt niște structuri care reprezintă oarecum mai mult sau mai puțin businessul celor care a și creat acest partid. Dacă liderii vor reuși să se depărteze de acest concept al businessului politic, al businessului politic în sensul rău, al cuvântul politic tot este un business, o, o afacere, dar o afacere pentru țară, o afacere națională. Ei toți în găoacea lor, uitați-vă, de unde își mobilizează cadrele administrative, am în vedere în guvern și cei de nivelul mai jos, doi și așa mai departe, de unde? Din cadrul partidului. Tot suntem să apeleze la altcineva. N-au încredere în electorat. Toți așteaptă ca să-i aleagă, mult, zeci de procente. Dar mobilizarea cadrelor se face doar din cadrul partidului ai noștri, neamuri, chestii și așa, cu metri, unul peste altul acolo și așa mai departe, după care apar, apare corporația asta care lucrează pentru sine. Să înțeleg că e, chestia cu guvernul <coughs> tehnocrat era un mit? Era o, o chestie așa de a sustrage Guvernul atenția? tehnocrat este un mit în principiu. Nu, nu doar nu poate exista, da? nu deci Noi am vorbit, politicul da. absolut este întrețesut în economic și în ceea ce se numește gestiune, management și așa mai departe și viceversa. Deci este un mit că vine cineva și noi să o cotim numai cât... Iată a venit mai Sanda, apropo. Ea a venit ca un tehnocrat și a făcut reforme ca un tehnocrat. După care au dispărut sute de școli, pentru școala are încă un rol social, nu, nu doar mai educațional. Sadu, nu doar numai strict educațional, dar și un rol social mai larg decât dacă este școală în sat, satul nu se risipește așa de repede precum se petrece acum. Bine, dar consecințele sunt dure. Cum s-a făcut? Să Din punct de vedere tehnic, cei care sunt pensionari aduc venit sau nu aduc venit? Evident, un pensionar nu aduce venit. Ea, mă rog, lui trebuie să-i dai, școala trebuie să-i dai, copiilor trebuie să-i dai, grădinițele trebuie să-i dai. Sunt lucruri care nu se încadrează în business-ul și a afacerilor care și închipui mai Sanu. Sunt, sunt cheltuieli pentru ce ca investiții, hai să spunem așa, pentru că aceste investiții mai poți să se întoarcă cu a, beneficiu, dar cu mult mai târziu. Japonezii investesc cu 30 de ani înainte, în generațiile de viitor. Noi am furat tot și 30 de ani lăsate în urmă de acum. Deci, chestiunile este tehnocratice, fără simț, nu pot fi și nici nu sunt. Nicăieri nu poate că la noi în Moldova. Domnul Volnițchi, haideți să discutăm și despre vectorul politicii externe a țării noastre. Acest sondaj de, și de această dată nu ne aduce mari noutăți. Avem două dimensiuni sau două extreme. Avem Uniunea Europeană și Federația Rusă. 34 34,6% zic UE și 29 29,2% zic Federația Rusă. Haideți să vedem, cifrele sunt oarecum stabile? Asta demonstrează un echilibru în societate? Sau care ar fi explicația plauzibilă? Bine, tot timpul a existat acest echilibru și eu aș zice că el este undeva de limita 48-52%, asta e marja în care de obicei se, cel puțin din punct de vedere electoral se manifestă factorul geopolitic, vectorul politicii externe. Există circa jumătate din populația Republicii Moldova, din cei care îi putem numi alegători activi, care participă la alegeri, care de regulă optează în alegeri pentru cursul de politică externă pro și cealaltă jumătate pentru vectorul pro-european. Și iată că în funcție de cât de activ sunt alegătorii unei sau altei tabere, se formează un decalaj minim. De asta și ziceam de cele 48-52% care și determină cine conduce țara. Haideți să facem un mic exercițiu de memorie și să ne amintim care a fost situația ultimele scrutine. Spre exemplu, în 2009, atunci când s-a creat Alianța pentru Integrare Europeană 1 și comuniștii au fost trimiși în opoziție. Care a fost acel procentaj minim? 53 de deputați contra 48 de deputați, care veneau pe o filieră și 53 pe alta. Au venit anul 2010. Ușor, ușor, decalajul ăsta s-a mărit, dar totuși a fost vorba doar de 56 de deputați contra 45. A venit? Spre exemplu, din zilele noastre, mai aproape, alegerile de anul trecut, turul 2 al alegerilor prezidențiale, putem spune că, într-o oarecare măsură, a fost și geopolitic cel puțin așa prezintă lucrurile diferiți experți, diferiți cunoscători ai fenomenului politic, care spun că... Și acest lucru a creat anumite asta. clivaje sociale, ceea ce spunea și domnul Beniuc? Da, este, este și acest aspect, dar să ne amintim, 48% a fost evaluat electoratul pro-european, electoratul pro-european la situația de acum un an și poate chiar și la ziua de astăzi, este ușor în declin, este ușor în descreștere și acest lucru se datorează atât prestației suport și critică a partidelor pretins pro-europene care au guvernat țara de la 2009 încoace cât și problemelor cu care se confruntă Uniunea Europeană la moment. Vedem că după Brexit, după discuțiile că și Scoția ar putea să se detașeze de Marea Britanie, iată că avem acest referendum din Catalunia, din data de 1 octombrie și o posibilă dezmembrare a Spaniei. Avem și alte probleme pe interiorul Uniunii Europene, nu mai vorbesc de criza migranților. Toată aceasta transmite niște mesaje către electoratul pro-european din Republica Moldova și aceasta explică într-un fel descreșterea ponderei electoratului pro-european și o ușoară creștere a celorlalte electorat proiest. Domnule Beniu, cu următoarea întrebare tocmai este în, în domeniul dumneavoastră și în calitate de rector la întrebarea cum credeți unde se pot realiza cel mai bine copiii dumneavoastră? Unii ar zice că este straniu, 63 între 33 și 3 din respondenții au zis în străinătate și doar 24 în 35 5 în Republica Moldova. Iată, e până de o de a veni, Da. Până a venit la, da. la, la întrebarea asta cu directorul cu ăsta. Da, de vector. Spuneți. O altă greșeală, mă gândesc eu. Eu gândesc la cotidian, nu uh, în termeni strict politologic, politologici. Da. Vorbesc așa. Atât timp cât formațiunile politice se vor axa pe vector, mai repet pentru că gândul ăsta da. a, a, a scânteiat și la începutul discuției, uh, atât timp lumea nu îi va înțelege niciodată. Da, vor repeta ceva, niște mesaje, niște. Este foarte important ca partidele politici să pledeze pentru statul Republica Moldova, pentru Republica Moldova, ca entitate politică și economică și socială și de care vreți, dar ca o valoare. Să pledeze, nu formal, că așa trebuie să spunem că lumea altfel nu ne va înțelege, dar sincer, pentru că sinceritatea asta se vede din acțiunea politică, sincer să se axeze pe interesele țării, să nu pună nu doar în cuvinte și nici în acțiuni, evident, să nu pună la îndoială perspectiva dezvoltării statului Republica Moldova. Ori, o sumedine de, de, de cei care au câte zero întreg și nu știu câte procente și așa mai departe, nimic în credere, care se duc de pe arena politică și așa mai departe, întotdeauna au, au pledat, într-un fel sau un alt, alt fel, împotriva uh, Republicii Moldova ca stat această țară. Maia Sandu nu are altfel să spună că asta e țara mea, e spun această țară. Uite, această țară. Și Maia Sandu face o greșeală foarte mare, pentru că de, desu, de, de desupturile, hai să spunem, viziunilor sale, transpar în cândva Moldova se va uni cu România, eventual, da? și da. politician care acum sau în perspectivă sau într-o discuție pune la îndoială perspectiva dezvoltării statului, ăsta nu este politician. Domnule Beniu, avem o minut, ne zice da, Răcia, ce spun. facem cu tinerii? Întrebarea, în primul rând, nu este chiar atât de corect pusă. De ce? Da. Pentru că, pe mine mă interesează care copii. Copiii, în general, nu este corect. Pentru că sunt copiii care frecventează grădinița, sunt copiii preuniversitari, sunt copii care învață la universitate, dar sunt copiii care deja au studii superioare. În sensul ăsta, lumea a spus, ei, copiii mei, e clar că acolo unde e mai bine și așa mai departe. Cifra asta care da. este foarte mare, că în străinătate copiii se vor realiza, este de acolo de unde mass media a lovit 20 de ani în sistemul universitar din Republica Moldova. Care este da. și este studii. Domnul Volnițchi, scurt în 30 de secunde, Alegerile parlamentare din 2018 schimbă conjunctura politică și, de fapt, în cele ce urmează, soluționăm acest, această viziune diferită dintre Parlament, Președinție, Guvern, lucrurile într-o într albie firească? Pornind de la nemulțumirea exprimată de cetățeni în sondaje, pornind de la constatarea faptului că nicio forță politică nu supraviețuiește mai mult de două cicluri electorale la guvernare, logic ar fi să presupunem că schimbarea se va produce. Dar, Repet, este o mică paranteză. Experiența ultimelor alegeri parlamentare ne arată că pot fi și alte evoluții. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua cele care le-am început astăzi. Stimați telespectatori, a fost emisiunea Reflector Analitic în numele întregii echipe Accent TV. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. O seară bună. Pe curând!